Victor Pițurcă, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, i-a ales pe primii 5 jucători din campionatul intern pentru partidele cu Turcia și cu Olanda din preliminariile Cupei Mondiale din 2014. Printre cei selecționați se numără și un jucător de la Astra Giurgiu și anume Valerică Găman. Alături de jucătorul giurgiuvean au mai fost selecționați alți 24 de jucători care duminică se vor prezenta în cantonamentul de la Centrul de Fotbal al FRF de la Mogoșoaia. Valerică Găman are 23 de ani, a debutat în Liga 1 la fotbal pe când juca la Universitatea Craiova, iar la doar 19 ani a fost convocat de Victor Pițurcă la echipa națională. În 2011, Găman a semnat cu Dinamo București, însă acum activează la FC Astra Giurgiu pe postul de fundaș central.